Cu toții știm că supereroii sunt foarte cunoscuți în ziua de astăzi, mai ales după succesul filmelor din MCU, ce au generat miliarde de dolari. Și cu o istorie destul de veche, clasicii supereroi, fie că sunt de la Marvel sau de la DC Comics, mereu au fost în centrul atenției. Nu putem spune același lucru despre supereroi în jocurile video, cel puțin nu până în anul 2009. Când cei de la Rocksteady au reinventat aceste tipuri de jocuri. Bine ați venit la T-România, eu sunt Alex și astăzi vom vorbi despre cum seria Arkham a influențat această industrie de-a lungul timpului. Stop! Too late. I already have what I need. No! Până în acel punct, jocurile cu supereroi erau tratate de dezvoltatori cu superficialitate, deși primul joc cu Batman a apărut în anul 1986 și niciun IP, fie că vorbim despre Spider-Man, Batman sau Superman, nu a ajuns să producă un joc memorabil, chiar dacă putem pune în aceeași oală jocurile pentru PC sau pentru console. Enumărate jocuri cu Batman ce au apărut înainte de seria Arkham, dar nu se pot compara cu ceea ce au făcut cei de la Rocksteady. Problema jocurilor cu supereroi din acea perioadă era că mereu încerca să imite filmul respectiv, nereușind să reinventeze acel supererou și încercând să monopolizeze ceva bani după ce filmul era lansat. Chiar producătorii de jocuri nu se axau prea mult pe povești originale, încercând să creeze propria versiune a eroului respectiv, în loc să facă o versiune mult mai jalnică a filmului. Dar cei de la Rocksteady au înțeles acest lucru și când studioul britanic a fost însărcinat să facă un nou titlu Batman, cel va avea protagonist pe Cavalerul Negru, au încercat să creeze propria versiune în care Batman avea ceva diferit, situat între Batman din seria animată și Batman din filmele lui Christopher Nolan. Primul joc din seria Arkham numit Batman Arkham Asylum îl aduce pe Batman în prim plan după ce Joker este internat în acest ospiciu. El reușește să scape și de aici începe aventura noastră. Încă din primele minute, jocul te introduce într-o lume mult mai grim și mai brutală, nemai văzută în alte jocuri cu supereroi, mai ales în jocurile în care l-avem protagonist pe Batman. Iar un alt lucru semnificativ, legendarul Kevin Conroy s-a reîntors să împrumute vocea pentru a-l readuce la viață pe Batman, iar Mark Hamill îl va readuce la viață pe prințul crimei, Joker. Ce este fascinant este că aceștia doi au fost chiar vocile originale din seria animată din anii 90, iar producătorii au mizat pe acest lucru, știind că nu vor găsi alți actori mai autentici pentru rolurile respective. Faptul că cei de la Rocksteady au reușit să-l balanceze pe Batman să nu fie overpower, dar totuși să fie destul de puternic încât să își învingă adversarii net superiori. Arkham Asylum te face să te simți ca Batman, îi oferă lui Batman și o parte vulnerabilă, dar totodată conferindu-i elementul mistic, ce nu îl vedeam în filme sau în seriale, când acesta se năpustea asupra răufăcătorilor. După ce jocul a fost lansat, acesta a avut un succes nemai văzut pentru un joc cu supereroi, primind doar note mari. Iar cu al doilea joc din serie, Arkham City, cei de la Rocksteady au ridicat ștafeta, creând o experiență mult mai amplă, cu un oraș vast și având oportunitatea de a juca și cu alte personaje, cum ar fi Catwoman sau Robin. Al treilea joc nu a fost făcut de către cei de la Rocksteady, iar Warner Games Montreal folosește aceeași formulă, creând un joc la fel de bun după părerea mea, chiar dacă recenziile din acea perioadă l-au criticat pentru că nu a inovat la fel de mult, jocul este foarte bun și demn de seria Arkham. Cu ultimul titlu, Arkham Knight, cei de la Rocksteady își au rămas buni de la Gotham City și au demonstrat că poți face un joc cu supereroi să fie mainstream din nou prin simplu fapt că au implementat unele chestii noi și au creat o lume total diferită de ce am văzut în filme și în animații până în acel moment, dar totuși au respectat benzile desenate.
arătându-ne un Bruce Wayne ce a trecut prin aceeași traumă când și-a pierdut părinții ce au fost împușcați. Ce a făcut seria Arkham pentru industria jocurilor este foarte important, fiindcă a arătat că jocurile cu supereroi au un potențial uriaș în storytelling și în a crea un joc bun, cu o poveste originală. Și asta se vede chiar și în ultimul titlu Spider-Man publicat de Sony, chiar dacă din alt univers și făcut de o altă companie, influența din seria jocurilor Arkham și-a spus cuvântul. Și se vede în acel joc. Vă recomand să jucați această serie de jocuri, fiindcă eu cred că este una din cele mai bune serii cu supereroi, ba chiar dintre cele mai bune serii de jocuri, fiindcă vă face să vă simțiți că sunteți Batman. Să nu mai spun că este plină de personaje memorabile din universul DC. Spuneți și voi în comentarii care este primul joc preferat cu supereroi pe care l-ați jucat. Și pentru content de genul acesta, nu uitați să dați subscribe, like, share. Până data viitoare, salut!